Muzeul Național al Țăranului Român găzduiește expoziția multimedia Mirrors of Brâncuș. Această expoziție urmărește să surprindă esența sculptorului român printr-o serie de instalații și de experiențe bazate pe operele lui Constantin Brâncuș. Am început cu coloana fără sfârșit, coloana infinitului, așa cum o știm noi. Am făcut un modul în mărime naturală ca oamenii să-și dea seama care este adevărata scară a coloanei. Apoi am făcut scaunele din jurul mesei tăcerii, sărutul, care este de fapt doar jumătate din sărut, pentru că în spatele poveștii sărutului există această conștiință a lui Brâncuș, cum că din absolut orice se poate face un sărut. Și anume, în momentul în care doi oameni se sărută, tot în jurul lor se stinge. Lumină, sunet, absolut tot se stinge și rămân numai ei. Din această cauză am făcut numai jumătate, ca celălalt om să fie cealaltă jumătate a lui Brâncuș, să fie oglinda lui Brâncuș. Expoziția dispune de o scenografie amplă în care vizitatorul va putea experimenta cum e să faci parte dintr-o opera lui Brâncuș. Se va putea oglindi într-o interpretare a unui modul în mărime naturală al coloanei fără sfârșit și se va bucura de un scurt film dedicat vieții inventatorului sculpturii moderne. Este o expoziție dedicată lui Constantin Brâncuș, care pune foarte mult accent pe publicul care o să vină la noi, în așa fel încât publicul să poată chiar experimenta tot ce a însemnat opera lui Constantin Brâncuș, de la masa tăcerii până la coloana fără de sfârșit. Prin această convenție am încercat să aducem în atenția publicului cum că întreaga galerie vine în ajutorul publicului ca să înțeleagă mai bine operele lui Brâncuș. Ce înseamnă ele pentru noi, pentru oamenii din România și pentru ADN-ul nostru, că până la urmă Brâncuș se află în ADN-ul fiecărui român și în ADN-ul fiecărui artist până la urmă. Bucureștenii pot să intre gratuit la Muzeul Național al Țăranului Român până pe 24 februarie să viziteze operele lui Brâncuș.